Este un proiect destul de îndrăzneț. Am trecut ușor peste, știu eu, granițele istoriei. Ne-am aplecat mai degrabă către legendă. Nu întâmplător am ales seara de Halloween. Solicitarea celor de la Airbnb a fost într-adevăr inedită. Au fost luni de zile de dialog. O să vedeți în scurt timp. Adăpostește 57 de încăperi, 4 etaje, dar este mult prea devreme să vă spun și câți vampiri. O să vă las pe dumneavoastră să-i descoperiți.